Purtătorul de cuvânt al ALDE Giurgiu, Ionel Muscalu, a vorbit în ultima conferință de presă despre decizia anunțată de primarul Nicolae Barbu, care a spus că vor beneficia de hrană de la cantina de ajutor social doar cei care prestează ore de muncă în folosul comunității. Ionel Muscalu a declarat că legea nu prevede o astfel de condiție, iar beneficiarii cantinei nu pot să muncească, fiindcă în marea lor majoritate sunt copii, bătrâni și invalizi. În plus, a arătat Ionel Muscalu, reorganizarea cantinei trebuie decisă în Consiliul Local. Această cantină, de fapt, este în subordinea Consiliului Local. Ea, tot ceea ce înseamnă organizare, funcționare, încadrarea cu personal a cantinei de ajutor social, se stabilesc prin hotărârea Consiliului Local la propunerea primarului. O propunere pe care eu am văzut-o că înseamnă, din presă de asemenea, să păstreze acolo câteva bucătărese și cam atât. Deci, nu știu dacă o cantină în care s-au investit bani printr-un proiect național, în care chiar s-a făcut un lucru de standard european în momentul acela, să ajungă să fie deservită doar de câteva bucătărese și să nu aibă efectiv niciun fel de atribuție de a fi prestatoare de servicii sociale. Ionel Muscalu a mai declarat că va solicita explicații despre activitatea cantinei de ajutor social în viitoarea ședință a Consiliului Local. El a fost director al Direcției de Asistență Socială și cel care s-a ocupat de implementarea proiectului prin care a fost realizată cantina de ajutor social actuală.